Peste 55.000 de țigări pe care un moldoven le-a ascuns în podeaua și portbagajul unui Citroen cu numere de înmatriculare străine, găsite la vamă. Cazul a fost înregistrat la vama Leușin la ieșire din țară. Vamei și-au demontat locurile special amenajate din mașină, din care au extras 55.960 de țigări Marlboro, marcate cu timbre de acciz ale Republicii Moldova. Șoferul, un bărbat în vârstă de 22 de ani, intenționa să comercializeze bunurile pe Piața Neagră din Uniunea Europeană. Țigările au fost confiscate, iar mijlocul de transport indisponibilizat. Cercetările continuă pentru a stabili pedeapsa care urmează să-i fie aplicată tânărului.